Președintele Klaus Iohannis a făcut apel la români să meargă la vot duminică. Șeful statului numește scrutinul drept un moment definitoriu pentru felul în care vor evolua localitățile în următorii 4 ani. Totodată, președintele a criticat aspru votul din Parlament privind rectificarea bugetară. România nu-și poate permite creșterile prevăzute, ba mai mult în contextul în care legea ar intra în vigoare, ar urma un scenariu de groază pentru țara noastră, spune Klaus Iohannis. Sunt politicieni care încă mai cred că oamenii pot fi mințiți, în timp ce bugetele locale sunt risipite, iar comunitățile stagnează în subdezvoltare. Ba mai mult, aceiași politicieni se folosesc de majoritatea pe care o au în Parlament încă pentru a promova tot felul de legi electoraliste și populiste, știind foarte bine că sunt inaplicabile în această perioadă de criză sanitară majoră, în care bugetul de stat este deja pus sub mare presiune. Irresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză prelungită și să condamne generații întregi să plătească aceste costuri imense. Există nu doar avertismente, există discuții extrem de serioase cu înalți responsabili, nu doresc să nominalizez, dar cu înalți responsabili din Comisia Europeană, care ne-au spus franc, dacă această rectificare aprobată în Parlament intră în vigoare, ni se vor tăia aproximativ 3 miliarde de euro din fonduri europene, fiindcă încălcăm mai multe prevederi ale tratatelor. De asemenea, agențiile de rating cu siguranță vor schimba ratingul de țară în mult mai rău, în condițiile în care aceste cheltuieli imense, ar fi operate. Nemai vorbind de faptul că pentru aceste cheltuieli nu există bani. Pur și simplu nu există bani. Da, nu există bani. O să vorbim imediat despre câți bani sunt și ce trebuie făcut. Societatea de Transport București a reacționat la acuzațiile aduse de Nicușor Dan și afirmă că o persoană de rea credință a scris intenționat mesajele electorale pe tablă. Scopul ar fi, potrivit STB, să ofere muniție unui candidat la primăria capitalei. Totul vine în contextul în care Nicușor Dan a prezentat într-o conferință de presă o fotografie cu o tablă din autobaza militar pe care erau scrise cu cretă mesaje electorale. Eu nu m-aș mai mira, campania asta electorală a arătat că la sat suntem la fel de inapți. Inapți în sensul în care, nu în toate satele și nu toți candidații. Dacă n-am văzut păruială de la femei candidați până la bărbați candidați, dați-mi voie să îmi fac 3 cruci și să zic: bun găsit, Traian Băsescu, candidat la primăria capitalei, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Bun, hai să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat el în Parlament până să facem împreună o vizită și pe podul Ciurel, că sigur aveți ceva de spus și despre zona asta. O rectificare care ar trebui să ne apese sau ar trebui să ne gândim că totuși va deveni realitate? Doamna, cred că ar trebui să ne uităm la țară în general, nu numai dacă la... Dacă mă uit, mă apucă depresia, domnule Băsescu, și... ieri în Parlament. Și vă pot spune de la experiența unui fost președinte, cum se vede țara. Se vede cam așa. Se vede împărțită în două tabere politice. O tabără politică promite 40% creștere la pensii, salarii la profesori, promite să dea bani la catedrale, în condițiile în care acești bani nu există. Cealaltă tabără politică relaxează măsurile de prevenire a îmbolnăvirii, deschide școlile, face alegeri, în condițiile în care pandemia este în plină expansiune în România. Și unii și alții sacrifică interesele românilor pentru voturi. Dacă ne uităm însă la ce va fi, plecând de la premisa acestor două realități,
realitatea măririi cheltuielilor, ci realitatea împingerii oamenilor în restaurante, în școli, la urne de vot și așa mai departe. Constatăm că peste câteva săptămâni o să avem spitalele pline de bolnavi de coronavirus. Constatăm că peste 3 luni puterea de cumpărare va scădea foarte mult datorită inflației. Constatăm că peste 6 luni foarte mulți români nu își vor putea plăti datoriile la bănci. Constatăm că peste 9-12 luni vom avea un șomaj crescut și oameni care nu vor avea ce pune pe masă. Deci ăsta e rezultatul bătăliei celor două tabere pentru voturi. Eu i-aș ruga pe români să-și aducă aminte că tot în pragul unei mari crize, cea din 2009-2011, pensionarii au avut parte de o dublare a pensiilor. Ce a urmat știm. Dar dacă românii au uitat ce se întâmplă când demagogia politică depășește realitatea economică și socială, este problema lor. Ei cred că își votează acum partidele și cu pumnii strânși, cu dinții încleștați, să-și voteze fiecare partidul lui. De fapt, își votează niște demagogi care nu vor decât să le smulgă votul, iar pe estimările pe care le-am făcut mai înainte, vor vedea ce se întâmplă cu cei pe care astăzi îi susțin. Însă, când românilor le va fi greu, celor care azi îi împing și îi fac să creadă că le pot face viața mai bună cu măsurile pe care le anunță, le va fi, lor, ăstora le va fi tot bine. Iar românii or să-și amintească, sau trebuie să-și amintească, cu câtă veselie i-au susținut astăzi. Iar dacă nici asta nu-i ajută acest mesaj, îi rog să-și aducă aminte 2008 și ce a urmat după demagogia dublării pensiilor. Din punctul ăsta de vedere, memoria colectivă, știți la fel de bine ca și mine că e de scurtă durată și da, pare că noi românii avem tendința naturală cumva de a ne pune sufletul în sprijinul unei idei politice sau unei zone, a unei tabere. Ambele tabere greșesc formidabil. Ambele tabere mint, domnule președinte. Tot ce nu avem bani și alții relaxând măsurile de dragul voturilor în condițiile în care pandemia este în plină expansiune. Cât de ticălos trebuie să fii să faci lucrul ăsta? Și cel cu banii și cel cu relaxarea în plină expansiune a pandemiei. Cât de cinic poți să fii față de poporul ăsta? Cum s-a întâmplat întotdeauna, că până la urmă și la urmă poporul a fost cel care a plătit. Asta cum e... ai fost oameni politici responsabili în momente de criză? Bun, hai să ne uităm la chestiunea electorală, domnule Băsescu. La chestiunea electorală mai e puțin, mai sunt, practic, azi este joi, foarte puțin până duminică. Mă gândeam aseară că poate vă văd la o televiziune mergând să dialogați cu Nicușor Dan după toată oferta. De această dată văd nefructificată de doamna Firea apropo de dezbatere. Se mai naște, credeți, dezbaterea asta până duminică? Nu știu, doamnă, dar eu sunt dispus să am o dezbatere despre București și cu unul și cu altul și cu amândoi la un loc. Numai să fie această dezbatere, pentru că este cel mai mare afront adus democrației să nu le dai românilor, bucureștenilor, șansa să vadă o confruntare de programe. Adevărat, dacă am vorbit despre programe, probabil că ne-am putea face fiecare o idee ceva mai clară despre cine e fantezist și cine poate chiar să facă anumite lucruri în Bucureștiul ăsta pe care îl tot vedem construit așa pe jumătate. Ce ați înțeles apropo de vâlva din social media legată de podul Ciurel, spre exemplu? Suntem noi, adică noi nu putem să construim ceva de la A la Z sau să-l lansăm pe piață când e gata făcut sau... Adică
imaginile cu autobuzul care trebuie să să urce cu o roată pe trotuar, mie mi s-au părut că sunt emblematice pentru felul în care noi facem uneori lucrurile atunci când construim ceva, orice. Doamnă, uite, zilele astea împreună am văzut ce înseamnă culmea ridicolului. Deci, doamna Firea s-a dus și a inaugurat un pod care se termină în fața unor blocuri și care nu duce nicăieri și care s-a transformat într-o parcare supraterană. Ridicolul situației este că acest pod, așa cum e el supraaglomerat, duce traficul din Splai în Ion Mihalache, exact în ceea ce podul trebuia să evite, adică să ducă traficul de pe Splai direct pe centură să intersecteze autostrada București-Pitești. Asta a fost, așa a fost conceput acest pasaj. Din păcate, asistăm la culmea ridicolului din partea doamnei Firea, care se arată doar o biată, amărâtă propagandistă, ce crede că dând bani la televiziuni îi fraierește de tot și pe români. Nu îi fraierește, pentru că, uite, românii s-au dus cu mașinile pe această parcare supraterană care va trebui să-i spunem glorioasei Firea că a înșelat cu nerușinare populația Bucureștiului. Acest pod trebuia inaugurat când ajungea la centură. Atunci era misiunea acestui pasaj îndeplinită. Până atunci discutăm de frânturi. Dar nici partea cealaltă nu s-a lăsat mai prejos. S-a urcat într-un automotor diesel, repet, diesel, în anul 2020, pe o linie nouă, s-au tras cu trenulețul, știi, nu spun s-au plimbat, s-au tras cu trenulețul până la Otopeni, și pe urmă ne-au anunțat glorios că, știți, noi ne-am tras azi cu trenulețul, dar nu va circula. Abia în decembrie discutăm dacă va circula. E, și pe unii și pe alții vreau să-i informez că mi-am zugrăbit casa. Și dacă vor să fac o inaugurare completă... Ați și terminat-o? Adică ați terminat... Zugrăbeala din casa mea, că aleargă după inaugurări ca... Și nu devin decât ridicol și unii și alții. Uite, Dita mai președintele se duce să inaugureze ceva ce nu va funcționa. Da, știți ce voiam să vă întreb, domnule Băsescu, că totul e o informație proaspătă pe la colegii de la news.ro, care zic așa că astăzi președintele s-a întâlnit cu Nicușor Dan și cu premierul Ludovic Orban. Este o informație confirmată de Nicușor Dan pentru jurnaliștii de la news.ro. Pot să confirm că am avut această discuție cu președintele. Nicușor Dan a plecat singur de la Palatul Cotroceni pentru că Ludovic Orban a mai rămas să discute cu președintele. Ce ar mai fi de vorbit pe zona de dreapta? Nu știu, poate dacă în ultimul ceas s-ar fi ajuns la un compromis cu dumneavoastră, n-ar mai fi fost nevoie de această întâlnire. Stați, doamnă, ce compromis? Cu mine nu vorbește nimeni. Eu n-am vorbit cu nimeni, nici înainte de campanie, nici după campanie. Deci ce compromis? Prin telepatie sau despre... Ei, acum se lucrează diferit, domnule Băsescu, mai merge și cu energiile. Un lucru. O postare a lui Eugen Tomac de ieri sau de alaltă ieri, în care spunea, înainte de desemnarea ca și candidat și până la momentul începerii campaniei, Nicușor Dan mă suna de 3-4 ori pe săptămână. După ce a început campania și PMP-ul a fost exclus, îl sunam de 3-4 ori pe zi pe Nicușor Dan și nu-mi răspunde niciodată. E, asta e relația. Asta e. Ce să știți cum e? Votantul de dreapta se uită acum și are de ales. E foarte doamne, interesant. Votantul de dreapta are de ales între un primar care îi dă o șansă, adică eu, un om care a arătat în mandatul 2000-2004 că poate face ceva,
Mă întorc cu experiență de 10 ani în Consiliul European și de 10 ani la Cotroceni, cu experiență de europarlamentar, știu cum se accesează banii, știu care sunt prioritățile capitalei și au această variantă bucureștenii. Să aleagă un primar care să schimbe calitatea vieții în București. Dacă vor vota politic, foarte bine. Vor alege ori pe Nicușor, ori pe Firea și vor avea politică 4 ani de acum înainte în loc să aibă schimbarea Bucureștiului. Da, fiecare alege, domnule Băsescu, până la urmă și la urmă, duminică, e dreptul nostru să nu ne mai plângem și să mergem la vot într-o situație în care, într-adevăr, va fi iarăși cel mai probabil un vot negativ. Asta poate fi deranjant pentru mine, cel puțin, care sunt un cetățean ce și-ar dori să construiască. Dar dacă trebuie să aleg cu nu înainte, o să mă duc să aleg cu nu înainte, că s-ar putea ca mulți dintre noi să facem asta. Da, eu v-aș ruga să alegeți inteligent, că... N-aveți niciun dubiu, domnule Băsescu, că... Nu pun sub semnul întrebării inteligența dumneavoastră. Nu asta a fost sensul. A alege inteligent înseamnă să faci deosebire între alegerile locale și alegerile parlamentare. Alegerile locale sunt despre administratori, iar alegerile legislative sunt despre politică. Ele nu trebuie confundate, pentru că dacă se va alege politic la București, vor avea 4 ani de politică bucureștenii. Dacă vor alege pe cel care cred că poate administra Bucureștiul cel mai bine, vor avea un București care va deveni ușor-ușor prietenos cu cetățenii lui. Da, să dea Dumnezeu că până la urmă Bucureștiul e un oraș frumos, dar e complicat că e și populat și uneori este și gestionat de oameni care n-au nicio treabă cu ceea ce ar trebui făcut. Dar asta e altă discuție. Vă mulțumesc că a fost Traian Băsescu, candidat, la revedere. Cu drag, candidat la primăria Capitalei. În weekend, duminică seara, o să vedem cine și câte procente strânge, pentru că e despre o matematică a votului. O matematică a votului pe care, nu uitați, vă invit să o facem, să o traducem împreună la 20-30. Duminică seara, echipa Gândul Live este la treabă, în tranșee, uitându-ne către declarațiile care vor fi, bineînțeles, splendide la nivelul zilei, pentru că nu e așa, duminică, o să vedeți, mergând spre une candidați care, așa cum știți, din cauza rigorilor impuse de regulile CNA, trebuie să fie ceva mai reținuți în mesaje atunci când merg la scrutin, nu o să poată să vă spună votați cu mine sau votați cu X, dar o să fie și mai interesant să vedem declarațiile de la ora 21, da? Și sondajele, toate aici la Gândul Live împreună cu mine, Ema Zeicescu, și este și invitații mei și foarte important. Dacă nu mergem să votăm, dacă nu înfruntăm, ce ar putea fi cel mai complicat lucru, da? Mănuș, mască, m-am dus la vot. E coadă. Cât poate să dureze coada? Ne luăm și noi o marjă încât să nu intrăm în avarii. Altceva nu văd să fie deranjant. Domnul Pavel, dacă vreți să sublineați ceva, mergeți în duminică să votați. Categoric, mergeți... este o datorie pe care o are fiecare cetățean al țării, al comunității lui, să-și aleagă primarul, consiliul local, și mi-aș dori ca lumea să iasă la vot, deși ai văzut... Toți care vorbesc spun că se așteaptă undeva la 35-40% prezență la vot. Păi atunci mi-ar face o deosebită plăcere să nu-i mai aud pe cârcotași când vin și spun nu-mi convine primarul ăsta, dar ai fost la vot? Nu. Atunci tași din gură.